Salutare, Alba Gaming, și bine am regăsit la al doilea episod din Ura să înceapă aventura, or something like that. Este lumea noastră de Minecraft în care ne jucăm single player pe lângă seria pe care o avem de single... Nu, de fapt, e tot de multiplayer, că dacă joc cu cineva e multiplayer. Așa, și m-am decis să recreăm o lume pentru că lumea aceea nu avea absolut deloc zăpadă și pentru a fi în temă cu toate fazele astea, o să creăm acum o lume, o să se cheme tot așa, lumea lui Moș Crăciun. Înainte se chema lumea femeilor, nu se chema așa. O să avem aici Customize, o să dăm Customize și o să băgăm ce mă interesează pe mine foarte, foarte tare. Biome-ul. Vreau să fie Biome Ice Mountains. Nu. Ice Plains. E la ceva cu Ice Spikes, Frozen Spikes, nu știu. Mesa, plateu. Care era, mă? Beach, nu. Mushroom Island, nu. Ice Mountains, Ice Frozen River. Frozen Ocean River. Nu, deci cred că Ice Mountains sau nu, Ice Plains, că e mai șmecher. Deci vrem Ice Plains, biome size-ul facem, nu știu, 8. Water Lake Rarity, las-o așa. Doamne ajută, restul destul de ok, că când am ce să-i mai umblu. Dar chestia asta m-a interesat destul de mult, să ne dea și un bonus chest. Deci avem lumea aceea, n-am, oricum progresul pe care l-am făcut într-un episod n-a fost deloc mare, deci nu o pierdem mai nimica, ceea ce e ok. Dar acum vom avea o lumă, vom avea o lumă mult mai mișto. Deci suntem într-o lume cu zăpadă, să sperăm că găsim și niște chestii în alea, ice spikes, nebunii, nu știu ce. Deci avem zăpadă peste tot. Cu toate că aș fi tentat să încerc. Îmi place ce am găsit deja aici și de aia n-aș fi tentat să încerc neapărat. Aș fi tentat să încerc și faza aia cu Ice Mountain. Ice Mountain nu cred că e mai șmecher. Lumea lui Moș Crăciun. Hai să o încercăm și cu Ice Mountain. Lumea lui Moș Crăciun. Ca să ne creăm o lume șmecheră, să fim în ton cu ceea ce contează aici. Customize. Biome. Unde? Ice Mountain. Bun. Ice Mountain, biome size 7, dă-i. 7 și cred că la restul n-am mai umblat. Parcă. Și dă-ne și un bonus chest. Create World. Hai să vedem. Deci, hai să încercăm cu Ice Mountain. Poate e mai șmecher la munți, nu știu, n-am habar. Mă interesează să fie poduri mai multe. Acolo ați văzut, era destul de... Da, e mai ok cu păduri. Mult mai ok cu păduri, cu astea, cu munți. Deci, avem destul de multe chestii bune deja ca de început, ceea ce este super, super ok. O să ne luăm și torțele, vreau noastră așa. God bless! Și acum cred că dacă dau toggle downfall, ar trebui... stai. Toggle downfall... n-am permisii, stați așa. Ziceam așa pentru frumusețea jocului. Da, o să ningă. Bun. Ceea ce mă și interesează. E mai mișu, mai frumos cu ninge. Deci, hai să căutăm acum un loc mișto unde putem să începem noi lumea noastră și nu uitați să apăsați cu toții butonul de like pentru a posta în continuare videoclipuri din seria noastră din Ura să înceapă aventura. Cel mai șmecher nume de serie. Până atunci o să începem și noi cu începutul. Văd că deja am găsit o mină. Vedem despre ce e vorba în mina asta. Cred că o să explorăm. Dar de ce văd aici lumină? E lavă cumva? Da, e lavă. Ok, bun. Interesantă mină. Cu toate că nu plănuiesc să mă... Dar văd că găsesc deja cărbune și fier și nebunii. Ceea ce e mega mișto. Bun, hai să... Nu știu cât... Nu știu dacă ne ajunge prea mult ăsta... Lemnul. Lemnul e problema pentru că n-am stat să culeg lemn. Dar avem ce am luat din bonus chest, deci... Cred personal că o să ne descurcăm. Hai să luăm niște din ăsta, niște uite așa, bun, niște piatră. Facem așa, bun. Ne-am făcut un tunocom din ăsta de care și avem nevoie. Hai să luăm niște cărbune, pentru că e clar că avem nevoie de cărbune ca de început. Să ne luăm și niște cărbune și niște fier, să ne facem unelte de fier, cred că de toate, nu știu, aș vrea să fac de unelte din toate de fier. Și după aia să mergem afară, să vedem ce putem explora noi pe aici și cum stăm noi cu lumea noastră frumoasă.
Dar n-am găsit chestia aia care era cea mai șmecheră pe care aș fi vrut eu să o folosesc. Era Frozen Spikes, ceva de genul, cam așa se cheamă. Baie-mul, dar pur și simplu nu l-am găsit. Acum, aia, n-am ce să-i fac. Era foarte mișto, fiindcă erau niște din alea, niște... Oh, what's up? Bun, am vrut să-i explodez. Că n-am cu ce să-i bat în momentul ăsta, n-am arme, n-am nimic. Hai să mâncăm pâine asta. Și o să mâncăm și un raw salmon. Și pe aici, încă un ăsta. Deci stai dacă e un oraș până apropiere. Mi s-a prins iPad-ul. Da, deci înseamnă că e un oraș prin apropiere. Nu știu ce să zic. Pleacă de aici. Aolo, trebuie să stau să te bat pe tine acum. Câtă viață are? Bun. Monster Hunter, deja am bătut un monstru, avem level 2. Hai să mai mâncăm un salmon din ăsta să ni se facă HP-ul, atâta mă interesează. A, de la trebuie să-l fac full. Oh. O fi fost delay, bug, nu știu, n-am habar. Doamnește. Bun, ne-am luat acum cred că avem destul cărbune pentru început. Hai să mergem să luăm și niște fier. Nu cred că găsesc pe aici, cred că trebuie să mă întorc de unde am venit. Și nu mai știu pe unde am venit, asta e problema. Pe aici? Da, pe aici. Hai să vedem dacă era fier acolo. Aș vrea să-l iau. Uite niște fier. Să ne facem direct unelte de fier. Să nu mai stăm să ne facem ci de piatră dacă deja am găsit fier. Avem un început super bun. Ne mișcăm bine. Bun. Și un zombie. Super. Urcă, urcă, urcă. Bun. Pleacă. Pleacă zombie. Zombie-lo. Bun, hai să ne facem una asta. Și ne mai trebuie niște cobblestone. Trebuie să ne facem și un furnal repede. Uite niște fier și acolo, o să-l luăm și pe ăla. Așa, bam, bam. Bun. Hai să luăm și fierul ăla. Cât e? Doar două bucăți? Aparent. Da, ok. Să faci treaba cu el. Omoară-l pe ăsta. Wow, câți zombies pe aici, trebuie să-i bat pe toți. Nu-i problemă. Dau destul de repede, ceea ce îmi place. Nice. Ok. Uite niște fier și aici. Chiar am găsit super mult fier. Mai luăm un carbon repede de tot. Oh, doamne! Ce cu zombii ăștia? E spawner pe undeva? Cred că e un spawner sau ceva. N-aveau cum să fie atât de mulți. Bun. Bun, bun, bun. Am vrut să fac asta. Nu mai am mâncare deja. Bine, pot să mănânc Rotten Flesh-ul pentru a-mi face HP-ul. E o idee și asta. O idee chiar bună. Dacă vrei să-ți faci full HP. Mai mănâncă una. Sau? Am mâncat-o? Da. Fă-ți-mă full HP și după măcar să știu că am full HP. Da, hai că am făcut full HP. Perfect. Acum că avem viață full, nu contează că nu mai avem mâncare. Că mai avem niște Rotten Flesh pe care o să le putem mânca mai încolo. Există și posibilitatea ca Rotten Flesh-ul să nu-ți dea hunger. Care știu că e foarte mică. Dar în mod normal îți dă. Ceea ce e destul de nașpa. Nu știu pe unde să mă duc ca să mai mă uit după fier. Ata îmi doresc, da, să-mi scad viața. Nimica pe aici. Ok. Bum. Bun, bun, bun. Mai prăjește-l și pe ăla. Hai să facem niște. Să facem niște din asta. Bam. 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 Bun. Momentan ok, putem să mergem. Bun. Hai să părăsim mina. Am făcut de tot ce aveam nevoie. Plecăm din mina asta. Și căutăm ceea ce avem nevoie noi de fapt. De animale și pădure. Că fără astea două e groasă, boss. E groasă și... Nu vreau să fie groasă.
Pumpkin. Hai să-i luăm. Sunt buni. Luăm, nu știu, 4, înțelegi, nu? Mă rog, am găsit 4, 4 iau, dar nu știu. Eu de obicei îi pun la intrare. Am auzit că nu vin creeperii, parcă nu. Endermenii. Endermenii știu că dacă te uiți la ei nu nu te atacă dacă ai un doblea pe cap. Dar nu știu care e povestea. Nu știu dacă îi pui în fața casei dacă te ajută cu ceva. Eu așa știu. Acum nu sunt sigur. Coace? Hai mă, boss, dă-mi ceva, o, ceva, îmi dai numai câmpie. N-am ce să fac cu câmpia. Mi-a dat, uite, niște apă. Aici plouă, tu ninja. Sunt bine, boss. Urs polar! Hei, boss. Ba, mai găsit niște de-astea măcar. Spargem și noi un copac ceva. N-am spart până acum nimica. Și ursul polar nu-ți dă mâncare, deci n-are sens să-l omorăm. Eu mâncare caut, deci e ok. Doamne ăștia. Ok. Hai că ne descurcăm bine. Filmăm de 11 minute și ne descurcăm chiar bine. Deci pe lumea noastră, Dia? Da. Ești tu să nu spargi lucruri pe acolo. Nu, a fost tot un gest și acum am făcut de un schelet. Și am uitat. Ok. Bun. Să fac rost de mâncare obligatoriu acum când mai merge nașpa. Cam mult ticei, urși și polari. Doamne, dăm ceva de mâncare. Pumpkinii nu se mănâncă, bro. Cu pumpkin și urși polari nu fac treabă. Foarte mulți urși polari pe care n-am de ce să-i atac. Sunt oricum simpatici. Hai să mai luăm niște pumpkin din ăștia. Și să ne continuăm drumul. Hai, boss, te rog, eu dăm ceva. De care am nevoie. Hai mă, că și pe biomurile astea găsești vaci, oi, știu eu chestia asta. Și n-ai bă, ăștia la polul nord ori mânca urși polari. Bine, știu că acolo sunt decât urși polari, dar sunt și foci. Deci mai încă nu sunt foci, deci dăm vaci măcar. Sau oi, sunt mai bune oile. Că îmi fac și pat. Da, deci clar, cred că... Nu știu dacă supraviețuiesc. Nu cred. Îmi trebuie neapărat mâncare și nu cred că supraviețez. Da, hai că am să ieși în apă. Ai mă, fratele mele. Câț? Am câț. Uite, mamă, câți dovleci am găsit. Am 9 și am mai găsit. What the fuck? Nu mă ataca. Boss, sunt prietenos. Nu ți-a atac copilul? Hai mă, hai că se poate. Nu ai iepuri să nu-mi dea, că iepuri nu-i prind. Mai ales că nu pot alerga. Dovleci, oai, doamne, nebunesc, ce-i cu ația dovleci? N-am ce să fac cu ația dovleci, bro. Mai-mi da dovleci. Aolea, și acum trebuie să mă bag cu ăștia. Nu! Măcar mai mănânc niște rotă în flash, pot să mai aleg un pic. Hai mă, mori odată! Așa. Bun. A, dar mai aveam Rotten Flash. N-am luat Hunger din primul, ați văzut? Ce v-am zis? Bun. Bun.
Hai să ne... Nu prea mă hrănește repede ăsta, dar e ok, adică mănânc cât să-mi fac full HP, că e obligatoriu să-mi fac full HP. Neapărat, că altfel nu pot să alerg și nebunez dacă nu pot să alerg. Și e noapte, ceea ce e foarte nașpa. Urși polari. Iepure! Mie nu știu dacă-l prind, încerc. Te rog, eu, prește-te. Bun! Bă, ce mă atacă ăsta, ursul? Doar am trecut pe lângă tine. Bă, ce viteză are ăsta. Iepure, de mâncare. Ăsta micul de carne? Sau? Bă, boss! Pleacă de aici că te bat, ursule. Am, dă pește, ursul polar. Păi mă duc eu mor pe toți, mă. Și pui eu de pește? Ha? Hai mă! Oprește-te, nu mai fugi tu, puiul mătii. Stop! Câtă viață are puiul ăsta? Are mai multă ca măsa. No. Morcov, bun. Creeper, urs polar. Bun. What's up, man? Ăștia cred că mă bat. Oh! Am fugit că mă bate rău de tot. Oh, lol, mai am jumătate de viață. Nu. N-am ce să fac cu jumătate de viață. Enderman, super. Super. Mă distrez în lumea asta. Da. Foarte distractiv. Foarte mulți de ăștia, foarte mulți creeper, foarte mulți de toate. Și eu mai am jumătate de HP. Super. Eu cu jumătate de inimioară vreau să bat pe toți. A? Da. Trebuie obligatoriu să prăjesc ce am. Prăjește ăsta neapărat, bossule, că... Haide. Sunt nasul și eu. Cooked fish, bun. Bagă la prăjit și asta. Mănâncă cooked fish ăsta. Și omoară-l pe ăsta, băga mea. Că ăsta am de mâncare și e cam... Na, boss. Hai vino, hai. Te pup. Mi-a dat o fish. Bun. Să vedem. Deci glumești cu mine. Da, mă. Eu de asta avem nevoie acum, să pierd viață. Haide. Bagă și pește ăștia. Dar ce mi se face viața așa greu? Eu spun... Vreau pe easy, bro, să mi se facă viața repede. Hai! Și atât se facă viață, că nu jucăm de normale noi. Mai ales la început, nu suntem în stare. E greu la început să joci pe normal. Bun, hai să luăm astea. Și să ne tirăm, brother. Hai să plecăm. Nu e ok. Nu e ok ce se întâmplă aici. Mai avem și un pește, putem să fugim. Ne-am descurcat noi până la urmă. Atâta să găsești eu ceva. Pui mei, pădure, nu știu. Că găsesc câte trei copaci găsesc, vedeți și voi. 1, 2, 3, 4, 5, păi nebun. Dar în rest nimic. Ce mi-a dat? Instant healing, bun. Ia mănâncă, nu mănâncă încă, mai ține. Mai stai un pic la regim. Și după.
Uite, un iepure. Eu înțeleg, mă, că ești un pui de iepure, dar trebuie să te omor, scuze. A, n-ai dat nimica. Te-am omor degeaba. Da, deci... Nu, e groasă. Nu prea găsim nimic pe aici. Ah, ok. Bun. Nu cred că o să găsim nimic prea curând. Cred că o să trească să caut eu off-camera, că altfel e nașpa. Bun, păi vă mulțumesc mult de tot prezența acordată. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex, iar noi ne vedem la viitoare. Pa, pa!